bine ați venit la un nou episod din Capitanul Fox în acțiune. Partea trecută din Horizon Down ne-a dus pe meleaguri neașteptate. Am găsit-o pe Sona și am reușit să îmblânzesc și un fel de robot, girafă, nu știu ce dracu era ăla. Acum Sona ne cere ajutorul pentru că cred că a luat urma atacatorilor de la The Proving și o să mă duc cu ea să vedem ce o să rezolvăm în episodul ăsta. Poate, cine știe, mai aflăm niște răspunsuri legate de cei care au atacat baza, ba nu baza, ci tribul Nora la The Proving. Așa că hai să-i dăm drumul, nu uita să lași un like și fii atent la cine aduce episodul de astăzi. Să-mi trebuiască niște plante medicinale pe care, bineînțeles, nu le găsesc. Dar e ok. Mergem cu Sona, care se pare că era comandantul armatei, mă rog, luptătorilor din tribul nostru. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us. But we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then? Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. All right. Let's see what you can do. Okay. Destroy the blaze container optional. Și avem o combinație de bază militară formată din roboți și oameni. Și o să fie destul de grea misiunea asta, cred. Asta unde mă duce? Hai să vedem. Unul am rezolvat. That better not be one of ours. Opa. Man down. We're under attack. Da, am făcut bine. O să facem în stilul capitanului această misiune, adică de ce să jucăm stealth? Îmi place la joc că nu am un sistem de lock target și îl dau tot timpul pe lângă, mai ales cu săbiuța.
să iau un stealth pe ăștia. Ciudat cum de nu mă vede ăsta. Dar e ok. Hai să mai facem niște săgeți. Că aproape rezolvat misiunea. Aproape. Nu știu cum aș putea să distrug eu asta în schimb. Cred că cu săgeți cu foc. Hai să vedem ce zice Sona. This wasn't all the killers. I counted more at the war party massacre. Normal că nu sunt toți. If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will. You're hurt, losing blood. My health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, Warchief. Give your wounds time to close. Varl, what are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy. And your location. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around. See if I can figure out where the rest of the killer... Do as you wish. Bună idee. Full already. Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter, safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures, or suffer the consequences. Supplymaster Thrawn, out. A blaze stockpile inside their base. Sabotage that, and we win. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them.
The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the Matriarchs, beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, War Chief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Că nu mai e timp de pierdut, o să mergem la Devil's Ring, Devil's Grief, whatsoever. Cred că e timpul să mai vindem ceva, pentru că nu mai am loc în inventory și că ar trebui să fac un mic upgrade la... Going down fast. Da, sigur. I-am rupt coloana. Trebuie să fac rost de un strider ca să pot să ajung mai repede acolo. Și dacă aș găsi și un vendor ar fi perfect. Medicinale neapărat. Sunt curios dacă mai pot să-mi pun niște skill-uri pe aici, să vedem. Stai bun pentru stealth. Să-l iau pe ăsta. Să-mi caut un strider. It's over. Fight's on. Room.
Mamă, ce sunt ăia acolo? It looks like that machine carries fluid in those sacks. Not sure I want to find out what kind. Fire Bellowback. This will help. Și hai să-mi dăm drumul. Uite o vulpe. Am omorât-o. Să scot asta. Aveam ceva pentru handy care m-ar fi ajutat probabil la acuratețe. Ah, e un save game aici. Dau un click save. Avem un pic și ajungem la The Devil's Grip. Vedem ce noi aventuri ne mai așteaptă. Ok. Aici cred că trebuie să iau pe jos pentru că s-o tut.
ăsta e al meu? Nu dau seama. Nu. Să-i dau un quick save aici. Să vedem ce se întâmplă. Devil's grief. Foreboding sight, huh? Don't you ever wonder what it used to look like? Back when the old ones lived here. You're not like other Nora. That's what they tell me. War Chief? Our scouts found enemy camps in the ruins, guarding the approach to the Ring of Metal. Then we should hit those camps first. Make sure they stay quiet. Agreed. Wipe out the camps, and our enemies in the Ring of Metal won't see us coming. I'll take out the alarms. We'll send braves to each camp to lie in wait. Which you start, they'll help finish. Ok. O să opresc episodul ăsta aici pentru că s-au făcut din nou 20 de minute și nu vreau să le fac foarte lungi. Deci am reușit să luăm urma clanului Karja, câte am înțeles eu, și probabil o să curățăm câteva baze de bandiți. Oricum, continuarea o să vedem în episodul următor. Nu uitați, dacă v-a plăcut, lăsați un like, un comentariu, pentru că mă ajută foarte mult. Puteți să-mi spuneți în comentarii dacă vreți și alte jocuri pe care ați vrea să le vedeți pe canal. Aici încheiem partea nouă, cred, din The Horizon Zero Dawn și ne vedem data viitoare. Ciao!